Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Viața la zi. Mă bucur să vă găsesc sănătoși în casele dumneavoastră și în această după-amiază de sâmbătă, pentru că emisiunea Viața la zi, cum v-a obișnuit, își continuă periplul în România și de data aceasta ne oprim, stimați telespectatori, la Vadu Pașii. Vadu Pașii este o comună din județul Buzău, o comună mare, o comună cu aproape 10.000 de locuitori, prin urmare vom avea ce discuta și ce vedea în această comună. Dar înainte de a vă prezenta invitatul emisiunii, desigur primarul acestei localități, vreau să fac câteva remarci. Stimați telespectatori, cu toții, și eu și dumneavoastră, obișnuim să mergem în România pe străzile și drumurile patriei noastre. Cu toții am remarcat că indicatoarele lipsesc de pe drumurile chiar naționale și ne tot întrebăm până când. Este momentul ca și de la emisiunea Viața la zi să tragem un semnal de alarmă, poate noi guvernanți, și mă gândesc că și dumnealor observă, că indicatoarele care ar indica direcția pe care trebuie să mergi lipsesc sau sunt ascunse sau scrise pe tăblițe cu litere mici. Trebuie o lucrare de anvergură și să se remedieze această situație. Este absolut prioritară că așa cum România nu are indicatoare, adică direcție, nici dezvoltarea țării noastre se pare că de asemenea nu prea are direcție. Haideți să trecem la treaba noastră de astăzi. Stimați telespectatori, Vadu Pașii. Pentru mine Vadu Pașii este o comună care de-a lungul anilor am încercat să o abordez, însă nu am găsit înțelegere. Iată că a venit timpul să vină un om aici la primărie care a deschis după, iată, 15-17 ani ușa acestei primării și realizăm și aici emisiunea Viața la zi. Alături de mine, Firon Gheorghe, noul primar al comunei Vadu Pașii. Bine v-am găsit, domnule primar! Sărumă, bine ați venit! Domnule primar, puține lucruri știm despre Vadu Pașii. Telespectatorii trebuie să știe, cei care nu locuiesc în zonă, că se află la 12 km de Buzău. Haideți să vedem ce ne puteți spune dumneavoastră despre comună. 12 km la momentul la care stăm cu dumneavoastră aici, însă sunt și alte căi prin care puteam face legătura mult mai repede, adică pe o distanță de aproximativ numai câțiva kilometri, 3-4 km. Asta din cauza faptului că podul de la Vadu Pașii, care făcea legătura directă cu Buzăul, nu a mai fost funcționabil de 12 ani. Din fericire pentru noi, zilele acestea, lucrarea de reabilitare a podului deja existent și construcția altuia nou a fost demarată. Bun, ne apropiem încet, încet de Buzău. Corect. Acum, haideți să vedem, domnule primar, să parcurgem așa puțin etapele de dezvoltare ale acestei comunități de oameni, Vadu Pașii, pentru că la prima vedere se pare că stagnează, că parcă nimic nu se întâmplă pe aici. Haideți să vedem cum stau lucrurile. Foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră, însă noi putem veni și cu ceva argumente vis-a-vis de realizările care au avut loc în ultima perioadă. Asta începând cu 3 grădinițe noi în satele Stâncești, Scurtești, Vadu Pașii, reabilitarea primăriei în care ne aflăm la acest moment, construcția unui cămin cultural în apropiere, construcția unei săli de ședințe, înființarea sistemului de apă în toate satele, mai puțin în satul Vadu Pașii, unde a fost rețeaua, dar nu mai funcționa apa la momentul respectiv, asfaltarea o parte din drumurile noastre, drumurile comunale și alte lucrări care au mai avut loc, însă n-are rost să le enumerăm pe toate acestea. Le vom enumera pe parcursul emisiunii. Domnule Firon,
Se zice sau noi pretindem că într-o primărie lucrurile se rezolvă într-o echipă. Corect. Haideți să vedem. A funcționat o echipă aici la Vadupaș? Da, dar din punctul meu de vedere cred că e foarte important și persoana care reușește să-i pună pur și simplu la treabă, la modul cel mai serios. Ar trebui să ne spuneți mai mult ca să înțelegem noi de ce totuși o comună așa de mare a rămas în urmă, pentru că sunt câteva realizări. Dar în comparație cu alte comunități mai mici, lucrurile au stagnat. Deci nu era o colaborare, nu era, eu știu, o manieră mai serioasă de conducere. Ce s-a întâmplat? Au fost și colegi care n-au văzut ca o prioritate proiectele pentru atragerea de fonduri. Au mai fost și discuțiile între colegii respectivi care au făcut ca lucrurile să stagneze în loc să meargă pe o direcție bună. Certuri, ziceți dumneavoastră. Da, certuri între foștii colegi. Mai este și problema, un dezavantaj, dacă putem spune așa, cu ghilimele de rigoare, a faptului că este comunitate foarte mare, cea mai mare comună din județul Buzău, și cu un proiect, de exemplu, de 1 milion de euro, în alte localități pot asfalta toate drumurile comunale, la noi nu cred că se acoperă mai mult de 20%. Mm-hmm. Da, pentru că ați adus în discuție, domnule primar Firon Gheorghe, fondurile, accesarea de fonduri. Acum, haideți să facem o mică paranteză. Ce ați mai auzit de fondurile europene? Că pentru mine au intrat într-o nebuloasă. Deci, poate dumneavoastră de aici, de pe acest scaun, cunoașteți mai bine lucrurile. Deci nu poți depune proiecte pe toate direcțiile pe care tu ai fi vrut. În schimb, noi ne putem lăuda, ca să spun așa, cu un proiect de asfaltare de 1 milion de euro, în jur a 10 kilometri. Într-adevăr, prima dată cererea a fost făcută de către foștii noștri colegi și noi am preluat, tot pe fonduri europene, am mai depus un proiect pentru canalizare, proiect integrat de 1,6 milioane de euro, 1 milion pentru canalizare și 0,6 reabilitarea. Asta de când ați venit în funcția de primar, da, din 2016. Da. Așa, deci aveți două proiecte mari și tari, da? Da. Pe fonduri europene. Așa, și că s-au aprobat? Asta, da, unul suntem în procedura de licitație și celălalt urmează să vină la verificarea în teren. Da. Obținând punctajul aferent. Am reușit să obținem punctajul de care aveam nevoie datorită faptului că soluția convenită cu specialiștii a fost să ne racordăm la stația de epurare de la Buzău. Dumnealor, făcând reabilitarea tot pe fonduri, ni s-a acordat un punctaj în plus și nouă și am acționat ca atare. Mm-hmm. Puteți spune că în momentul acesta funcționează o echipă aici în primărie? Da, din punctul meu de vedere, sigur funcționează, pentru că am avut înțelegeri, discuții de la începerea mandatului și am convenit cu toții, trebuie să facem cât mai mult posibil ca să demarăm proiecte și să reușim să aducem comuna într-o situație cât mai bună. Da. Domnule Firon, în momentul când te hotărăști să candidezi pentru funcția de primar, tu trebuie să ai în mintea ta, dacă nu și în sufletul tău, formată o viziune. Nouă ne place să spunem viziune că așa ar trebui să fie, adică viziune. Dom'le, să zici, dom'le, eu am să fac cu aceste posibilități următoarele lucruri. Stimați telespectatori, iată-ne în fața primăriei din Vadupaș, o primărie, apreciem noi, destul de mică în comparație cu câți cetățeni are această comunitate de oameni. Domnule primar, nu arată rău primăria. Când ați renovat-o? În mandatul de viceprimar împreună cu domnul Grama Ion, care ocupa funcția pe care o dețin și eu la momentul respectiv. Atunci au avut lucrările de renovare și de extindere pentru ca primăria să fie funcționabilă din toate punctele de vedere. Bun, iată ceva efort s-a făcut. În continuare a primăriei este un cămin cultural.
al comunei. Da, un cămin cultural realizat din bani proprii, chiar cu oamenii de la ajutorul social, inclusiv o sală de ședință care ne era utilă pentru desfășurarea activității. Din ce fonduri asta s-a făcut? Primite de la sala de ședință din fondul de la Consiliul Județean și, cum vă spuneam, de la căminul cultural din fondurile primăriei. Da, ce trebuie să remarc eu și este foarte bine că aici, în cadrul primăriei, se găsește și o unitate CEC, adică v-ați gândit ca oamenii să aibă foarte aproape toate aceste instituții de folos comunitar. Da, inclusiv serviciile de care au nevoie pentru a decurge lucrurile cât mai normal. Pe agenda dumneavoastră electorală, cunoscând, iată, pentru că telespectatorii trebuie să știe că ați fost două mandate viceprimar, da, greșesc? Da. Așa. Și consilier în ultimul mandat, da, așa. Da, o perioadă. O perioadă. Și acum, iată, devenit primar. Pe agenda dumneavoastră electorală, ce ați scris, ce ați spus oamenilor și care a fost punctul forte care i-a făcut pe cetățeni să vă voteze pe dumneavoastră? Sincer să fiu, au fost realizările deja efectuate în mandatul de viceprimar, argumentul cel mai important. Experiența acumulată de-a cursul anilor și implicarea din toate punctele de vedere pentru realizarea de noi obiective. În campanie electorală, sincer să fiu, prea multe nu am promis, că nu mi se părea normal, mai bine să reușim să le facem și după aceea oamenii să ajungă la concluzia că într-adevăr lucrurile merg normal. Deci n-ați promis prea multe, știi, în ceea prea multe, ce... Nu. Din bugetul primăriei puteți realiza câte ceva? Da, după cum știți și dumneavoastră, orice proiect vine cu o virgulă cofinanțare. Da. Și undeva între 10 și 12 miliarde într-un an de zile putem duce numai pe investiții. Asta în funcție și de încasări și de sumele care ne sunt alocate datorită formulei matematice existente. Da. Ați vorbit dumneavoastră de grădinițe noi. Da. Și aici aș dori să includem și școlile de pe raza comunei Vadu Pași. Vorbiți-ne puțin, câți elevi sunt cuprinși în procesul de învățământ? 900 de elevi. 900 de elevi. Clădirea școlii Vadu Pașii, care considerăm noi că ar corespunde din toate punctele de vedere pentru desfășurarea unei bune activități. Când ați renovat această școală? Este renovată acum 15 ani, a avut loc o reabilitare și în decursul anilor s-au tot intervenit cu lucrările care am considerat necesare pentru a o menține. Deci copiii nu suferă de frig iarna? Nu se pune problema din acest punct de vedere. Doamna Burlacu, stimați telespectatori, bibliotecar aici la școala din Vadu Pași. Doamnă, triați manualele școlare. Pe 11, da, noi vom da pe 16 emisiunea la televizor, deci mai târziu. Cum apreciați, vor avea cărți toți copiii? După cum se știe, clasa 5-a n-o să primească, pentru că încă nu s-a făcut comanda de manuale. În rest, suntem mulțumiți vis-a-vis de anii trecuți ca număr de manuale pe care le avem pe stoc pentru anul copii, acesta. Așa, da. Pentru elevi. Sunteți de aici, din Vadu Pașii? Da. Cetățean, născută, da. Crescută. Da. Ce ne puteți spune despre comună? Noi venim pentru prima oară. Cum apreciați că s-a dezvoltat? Păi vă dați seama, fiind aproape de Buzău,
posibilitățile financiare și economice ale localnicilor sunt mai mari pentru că au posibilitatea să lucreze în oraș, da, stând aproape. Aproape, da. Așa. Și atunci, dezvoltarea comunei din perspectiva primăriei ne interesează, administrației. Păi după cum se vede, s-au construit multe edificii, la nivel grădiniță, sală de sport la Scurtești, clasa 0 aici la noi la Vadupa și urmează să se ridice, cred că domnul primar v-a spus, să se ridice un etaj la școala Vadupa și aici. Dar sunt multe de spus, doamnă. De ce ați fi nemulțumită? De drumuri? Mulțumit. Astea sunt, da. De drumuri, podul am înțeles că o să se facă, pentru că, na, comunicare. Comunicarea, da. Bun. Credeți că este o perspectivă acum cu noul primar spre bine? Normal, dar nu se vede. Da? Da. Se vede? Se vede. Dragi telespectatori, ne îndreptăm spre grădinița, o grădiniță tot din Vadupa și o grădiniță realizată în ultimii ani, construită de la temelie. Domnule primar, în prag de iarnă, mai e puțin, da? Vă pregătiți, iată, văd aici lemne tăiate pentru încălzirea grădiniței. Apreciați că va fi un an peste care veți trece ușor sau greu? Ușor, pentru că suntem pregătiți din toate punctele de vedere. Câți copii frecventează această grădiniță? În jur de 75 care desfășoară activitatea la unitatea noastră. Sunt cuprinși toți copiii din zonă sau ar mai fi nevoie de ceva spațiu? Nu, nu, avem spațiu suficient chiar și peste necesitățile la momentul respectiv. Aceste grădinițe trei noi satisfac nevoile? Da. Din punctul acesta de vedere ne putem lăuda că stăm foarte bine. Condițiile sunt cele care ar trebui să existe la momentul respectiv. Deci cu asta vă puteți chiar lăuda. Bun. Din ce fonduri s-au făcut aceste grădinițe? Prin inspectoratul școlar. Inspectoratul școlar. Bun. Construirea de cămin cultural. Din ați spus proprii. Dumneavoastră unde s-a construit, în care sat, că avem satul câte sate? Vadupașii. În satul Vadupașii. Șase sate avem. Da. Așa, în Vadupașii, aici, unde ne aflăm noi. Bun, deci cămin cultural s-a construit de la temelie, da? Da. Și o sală de ședință, spuneți dumneavoastră. Da, fiind necesară pentru desfășurarea activității. Bun, haideți să vedem școlile. Sunt renovate, sunt în regulă? Avem și școli, da, într-adevăr, renovate. Urmează să facem o investiție majoră, a spune, la școala Vadupași. Modernizare, realizarea unui etaj cu laboratoare și dotarea respectivă. Deci, în mare, nu toate sunt în regulă școlile, da? Nu, mai avem lucruri de realizat. Mai suntem conștienți câte de câte școli avem? În fiecare sat. Deci avem toalete în interior la câte? Deci 5 școli avem în interior. 5 școli aveți? 5 atât. Așa, da. Așa, 5. Și în interior la câte? 3. La 3. Și mai avem 2 școli care nu au toaleta cu probleme. Bun. Dar nu sunt în pericol copiii acolo. Nu. Probabil că școala nu are nici autorizare de funcționare. Au autorizație de funcționare. Au? Bun. Da. Domnul primar, se cunoaște la nivel național că România a trecut printr-un tăvălug și al conștiințelor și al, pot spune eu, al omeniei. Nu vorbim de tăvălugul economic, pentru că asta este arhicunoscut. Dar dacă înainte, dacă furai un creion ca și elev, ca și copil, era o mare rușine. Acum lucrurile, parcă în țara noastră, este o fală să furi.
Deci să vorbim lucrurile pe față. Sunteți un om foarte tânăr. Ați venit în funcția aceasta. Credeți că, eu știu, mentalitatea aceasta, dom'le, eu am, dar să tot mai am, va perpetua până la urmă? Nu cred. Ar trebui să ne oprim la un moment dat. Sau și cum vedeți noastră situația? Din punctul ăsta de vedere, cred că prima pedeapsă, vorbim de vremuri trecute, ca să spun așa, venea din familie. Da. Nu îndrăzneai să greșești pe stradă, că primii cei care te sancționau erau școală. Cei din familia ta. Da. Faptul că nici cadrele didactice nu mai pot lua măsuri, eu consider că este un inconvenient. Să nu mai poți să-i pui la punct și începând de la vocabular și comportament care lasă de dorit la momentul acesta. Prin urmare, educația făcută și în școli și în familie. Democrația înțeleasă greșit, putem spune. Credeți că legile țării noastre sunt legea și situația sau sunt multe lacune? Ar trebui îmbunătățită și chiar cu anumite restricții, din punctul meu de vedere. Domnule primar Firon, această stradă principală este, s-au pus trandafirii, arbori nu aveți. Înfrumusețarea localității ar trebui să fie prioritară. Ce plan aveți în viitor? Într-adevăr, putem afirma. Lasă un pic de dorit din acest punct de vedere. Totuși, pentru drumul județean avem un proiect în colaborare cu Consiliul Județean, unde suntem și noi implicați, aprobând indicatorii tehnico-economici, și o să fie inclus reabilitarea șoselei, trecere de pietoni, pistă de biciclete și trotuare. Și la momentul respectiv noi avem interdicție de a mai face vreun fel de lucrare, chiar dacă ar fi în sensul bun. De ce? Pentru că dumnealor trebuie să vină cu lucrarea respectivă și au intabulat până la proprietatea oamenilor, cu acceptul nostru, ca să poată să fie o lucrare deosebită. Da. Domnule primar, și așa, în timpul acesta, în zilele acestea, se vorbește de situația oamenilor de la ajutorul social. Vă confruntați cu refuzul acestora de a participa la activități de curățenie? Nu, dar nici nu-i putem obliga. Cei care vin și fac solicitarea respectivă, suntem obligați de lege să-i primim și desfășurăm diverse activități. Nu putem ascunde faptul că ne adaptăm și în funcție de posibilitățile lor, din punct de vedere al fizicului și al capacităților intelectuale. Se pare, stimați telespectatori, că în Parlamentul României ori nu se cunoaște, ori există o incompetență, pentru că nu se poate ca legile care ar trebui să funcționeze în România să nu fie în concordanță cu realitățile. Am spus și acest lucru pentru că trebuie spus de undeva. Emisiunea Viața la Zi, cum știți dumneavoastră, nu este o emisiune nici care joacă, cum îi se spune. Este o emisiune reală, o emisiune de teren, o emisiune care cunoaște oamenii și părerile și din partea aceasta a primarilor, pentru că cetățenii, desigur, ei vor avea voce în emisiunea noastră, însă parcă ei sunt ascultați mai mult. Doamnă, mă interesează dacă administrația publică, cei pe care i-ați ales dumneavoastră, muncesc aici la primărie în interesul dumneavoastră. Da, lucrează. Pe șosea mai sunt care lucrează, dar asta e. Da, despre primar ce ne puteți spune? Primarul este un om bun, dar să-l las eu, el a început să-și facă treaba de primar. Da, cine nu-l lasă? Sunt mulți căței care nu-l lasă. Așa. Ar trebui să se facă și la noi o canalizare, să se facă și la noi șoseaua, să fie frumos și la noi în sat, nu numai într-alte sate.
Am fost într-un sat uitat de vreme, doamnă, și era o primăriță și o făcut în comun acolo, de ți era mai mare dragul. Iar pe primarul nostru nu lasă să-și conducă treaba cum trebuie. Cei din primărie sau cine? Din consiliu, care sunt în consiliu, să ceartă cu el tot timpul. Eu nu știu. Nu știu. Dar dumneavoastră, cetățenii, n-aveți un cuvânt de spus? Noi n-avem niciun cuvânt pentru că noi nu ne ducem la ședință. Puteți participa, să știți. Putem să participăm la ședințe, dar... Am înțeles. Doamnă, de ce credeți că cu ani în urmă nu s-a dezvoltat această comună? Pentru că toți au tras pentru ei, doamnă. Să vă spun pe dreaptă. Când a fost domnul Grama Ion și cu dânsul a fost viceprimar, s-a făcut ceva în comuna asta. Iar când au fost alții, nu s-a făcut nimica. Și nici acum, de când s-a început, omul ăsta nu poate să facă primarul nostru, nu poate să facă nimic în comuna asta, că e condus de... Nu-l lasă alții. Și ce să mai discutăm? Domnule primar, dumneavoastră aveți întâlnirile acelea anuale, dacă nu lunare, unde sunt discutate problemele administrațiilor publice. Cum ați caracteriza dumneavoastră coerența acestor întâlniri și dacă se realizează ceva în urma acestor întâlniri? Din punctul meu de vedere, da. Și noi facem realizările respective și... le facem la fața locului. Așa. Nu neapărat la sediul primăriei. Oamenii se simt un pic mai liberi. Îți spun altfel punctele de vedere, sunt mai deschiși și chiar cu remarci la activitatea noastră, ceea ce pe noi ne bucură. Uh-huh. Când ei ne spun, cum să zicem, în față, tot ceea ce cred ei că n-ar fi în regulă. Și atunci putem și noi să venim cu anumite argumente, să spunem ce avem de făcut pe viitor, ce ne-am propus și atunci colaborarea este pe măsură. Da. Domnul primar, eram foarte atentă pentru că sunt atât de multe întrebări care trebuie spuse aici la primăria Vadu Pașii, mai ales pentru faptul că a fost o... n-a fost deschidere la această primărie. Adică oamenii dinaintea dumneavoastră, pe care personal nu-i cunosc, stăteau ferecați, ei nu voiau să comunice. Iată că se regăsește atitudinea și în rămânerea în urmă a acestei localități, că parcă atunci când spui, când vorbești, se pare că încep să se miște lucrurile. Este o energie care face ca omul să meargă înainte cu un proiect sau altul. Vorbeam noi mai înainte de mentalitatea asta, de conștiința aceasta care i-a părăsit pe mulți și care, eu știu, este ca o piatră de moară și pe țară, și pe cetățeni, și pe primari, să zicem, nu în ultimul rând. Ce educație aveți dumneavoastră din familie? Ca să vedem așa, cam ce fel de om sunteți. Că noi nu vă cunoaștem, e prima oară când vorbim. Este foarte interesant să aflăm asta, să vedem cam ce oameni ocupă funcția de primar. Vă pot spune exact cum stau lucrurile în familia mea, că în alte familii nu pot da cu părerea. Domnule, cei care te-au conceput, pur și simplu, trebuie să aibă totuși, în general, ultimul cuvânt. Bineînțeles, sunt anumite limite. Referitor la colegii noștri, într-adevăr, putem spune că nu am găsit proiecte de care să ne agățăm, să mergem mai înainte. Asta a fost concepția dumnealor. Eu nu pot să fac decât să îndrept lucrurile. Dar ce făceau? Chefuiau pe la primărie? Nu pot spune așa ceva. Era o reticiență vis-a-vis de proiecte. Probabil și pentru faptul că sunt cu bătaie lungă între ghilimele, dar aceștia sunt factorii care ne pot duce înainte. Și din ce familie proveniți sau ce ne puteți spune? Ce educație aveți? Sunt născut aici în comuna Vadu Pașii, aici mi-am întemeiat și familia, părinții mei fiind niște oameni simpli, dar educația cred că a fost sănătoasă. Ce v-au învățat părinții? Mai întâi de toate, cinstea, care ar trebui să ne caracterizeze
pe toți și să încercăm să facem anumite lucruri de care să fim mândri ulterior. Da, domnule primar, desigur că cetățenii de aici vă cunosc foarte bine, probabil că de aceea v-au dat și mandatul. Siguranța cetățeanului și sănătatea oamenilor contează oriunde te-ai afla, domnule primar. Aici am venit în curtea unui cabinet medical. Din discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii, se pare că sunt și ceva probleme pe siguranța cetățeanului. Vorbiți-ne puțin pe larg despre aceste două aspecte. Nu neapărat siguranța cetățenilor, am putea spune, cât comportamentul tinerilor din ziua de astăzi, care într-adevăr lasă de dorit, dar știți, după cum știți și dumneavoastră, democrația are și părți mai puțin convenabile. Nu putem lua măsuri drastice atâta timp cât ei nu fac greșeli majore. Vis-a-vis de comportament, îi putem sfătui, le putem da niște recomandări. Să înțelegem că părinții sau școala ar fi cei care ar putea să intervină mai mult decât poliția în cazul dat. În primul rând, părinții, din punctul meu de vedere. Odată ajungi la școală, crezi că au fost situații când un cadru didactic a trebuit să-și renunțe la post pentru că a avut un ton mai ridicat sau ceva de genul acesta. Am înțeles. Să trecem la asigurarea sănătății sau, eu știu, infrastructurii pentru sănătatea oamenilor. Da, noi avem la nivel de comună cabinetele necesare pentru buna desfășurare a activității, bineînțeles și cu concursul nostru în ceea ce privesc anumite dotări și facilități ca să poate într-adevăr ca oamenii să beneficieze de un act medical adecvat. Vreau să le povestesc telespectatorilor o întâmplare. Am întâlnit un primar în drumurile mele, stimați telespectatori, un om foarte serios. Un om care avea câteva mandate. Și la un moment dat s-au auzit niște zvonuri, că a luat niște case, că și-a făcut case, că așa deodată au apărut. Și eu l-am întrebat, domnule, dar ce vorbesc oamenii de dumneavoastră? Și știți ce mi-a spus, doamne, dar eu sunt mai prost ca ăștia? Păi uitați cum stau lucrurile. Dacă de la împărat se fură până la o pincă, pretențiile noastre sunt cam mari, stimați telespectatori. În România, într-adevăr, trebuie o reformă a conștiinței. Să ne doară de aproape, să ne doară de bunul altuia, de bunul nostru. Sigur că lucrurile sunt complicate și le depășim. Domnule Firon, eu vă doresc să n-aveți vreodată, eu știu, necazuri și haideți să trecem la lucrurile pertinente de aici din comună. Dacă vor oamenii să se distreze, 9.000 de suflete, 9.700, ce fac ei aici în Vadul Pași? Este o problemă din punctul acesta de vedere, ținând cont de faptul că noi nu desfășurăm alte activități culturale care să îi antreneze la activități. De ce, domnul primar? Este o problemă, să spunem așa, și trebuie să o recunoaștem. Munca cu tineretul este un pic mai delicată la momentul acesta. Nu înțeleg că trebuie să respecte anumite reguli, să dea dovadă de copii buni la învățătură, copii talentați, oameni talentați, aveți, înainte erau ansambluri, aveți vreun ansamblu de cântece, de jocuri, de ceva? Nu, în zona noastră nu, trebuie să recunoaștem, erau foarte multe activități, după cum probabil știți și dumneavoastră mai bine decât mine, înainte de Revoluție, când cadrele didactice erau implicate direct și în această activitate. Sunt, nu mai activități plătite. Restul... Da, se pare că pe noi astăzi ne interesează numai banii, salariul. Ce mâncăm și să dormim bine și așa. Bun. Multe lucruri, ce să mai spunem? Realitatea o spune. Sigur că și dumnealui este pus într-o situație destul de dificilă, dar la 50 de ani cât aveți dumneavoastră, domnule Firon, puteți schimba lumea.
Deci cu dumneavoastră se pot schimba lucrurile de aici, din Vadul Pașii. Eu nu mă închipuiam vreodată că această comună, care știam că e mare, are mulți locuitori, este atât de slab dezvoltată. Ce eforturi ați făcut, sigur că oamenii v-au recompensat. Au zis, domne, fii tu șeful nostru aici, primarul nostru, să ne faci comuna în rând cu lumea, să zic așa. Dar sigur că banii sunt cauza, și aici aș vrea să-mi spuneți cam cum vedeți dumneavoastră să atrageți bani pentru comună. Și puteți să vorbiți puțin despre investitori, ceea ce e cam greu. Este cam greu, într-adevăr, exact ce spuneți dumneavoastră, ținând cont de faptul că în comunitatea noastră nu dispunem de gaze, drumurile comunale nu sunt asfaltate în totalitate, totuși vis-a-vis de proiecte putem să ne lăudăm puțin, ținând cont de faptul că avem un proiect pentru o rampă de gunoi de grajd, trebuie să respectăm și anumite condiții impuse chiar și din afară, unde urmează, din punctul meu de vedere, să plătim diverse amenzi, un proiect pentru o mașină de gunoi, mai avem proiect depus pe PNDL2 de canalizare, de iluminat public și de asfaltare. Deci localitatea noastră se poate lăuda cu proiecte. N-au fost aprobate până în totalitate, acum. Deci până dar acum tragem fost, speranțe. Dar de când sunteți o parte din ele, într-adevăr, au fost aprobate, probabil nici nu sunt posibilități financiare extraordinare decât ar avea nevoie comunitatea noastră. Chiar și un proiect pentru un pod la Gura Cânăului de 1 milion de euro, avem proiectul depus, așteptăm, tragem speranțe ca să se realizeze. Sigur, dragii noștri telespectatori, agricultura este baza acestei comune. Vorbiți-ne puțin despre agricultură, că poate ne înveselim puțin. Merge bine? Da, foarte bine agricultura în zonă. Avem într-adevăr și privați care fac cultură achiziții. Cultură mare, da? Da, fac achiziții de cereale. Agricultura în zona noastră este bazată pe șefii de asociație, fac activitățile respective și ne bucură, pentru că numai cu suprafețe mari, compacte, pot fi realizate din punct de vedere al producției și al eficienței în acest domeniu. Care este una dintre bucuriile dumneavoastră pe care le-ați avut de când sunteți primar? Ați avut vreuna? Bucuria cea mai mare, și cred că o să rămână, bănuiesc, nu poate, este, v-am spus, construirea unui alt pod care să facă legătura cu Buzăul și de aici implicit sperăm ca și comunitatea noastră să facă pași mari spre viitor. Deci podul acesta era vital pentru comună? Cel mai important obiectiv. Cu părere de rău, stimați telespectatori, Vadul Pașii va rămâne în scriptele noastre ca o comună care face eforturi acum de-abia să se dezvolte. La sfârșitul mandatului primarului Firon, Gheorghe, vom veni aici să vedem dacă a făcut ceva. Stimați telespectatori, suntem într-unul din satele comunei Vadul Pașii, Stâncești, unde se vede treaba că ați reușit să convingeți oamenii să colecteze gunoiul în pubele. Toată comuna are acest serviciu asigurat? Da, automat, că așa ni se pare și normal. Am suportat cheltuielile de la primărie pentru achiziționarea pubelor respective și am purtat discuții cu oamenii pentru a-i lămuri că așa ni se pare civilizat ca colectarea acestora să facă de către RER Buzău. Am înțeles. Domnule primar, eu în tot interviul v-am urmărit cu mare atenție. Păreți puțin așa îngrijorat. Vă depășesc problemele? E greu? Cum să înțeleg eu? Parcă o urmă de tristețe? Nu aș spune că mă depășesc problemele, ba dimpotrivă, dar sunt supărat pentru faptul că realizările nu vin
așa după cum m-aș fi așteptat, din diverse motive, și poate aici am și o parte de vină. Care ar fi? O implicare mai mare, probabil. Trebuie o implicare mai mare, da? Da, presupun. Ca să nu dăm vina numai pentru... E greu să fii primară. Pe factori. Da, pentru că problemele sunt diverse, de la cele mai mărunte până la cele de o complexitate care, la un moment dat, putem spune că nu le putem rezolva. Nu le poți rezolva de unul singur, dar dacă este unire, iată, corect, înțelegere... Și trebuie să încercăm, orice început trebuie făcut cu eforturi și după aceea lucrurile sperăm să meargă normal. Domnule primar, multe lucruri ar fi de spus despre comuna dumneavoastră. Sigur că efortul este foarte mare atunci când nu poți să pui degetul pe ceea ce ai făcut. Sigur, aveți multe de făcut. Eu am convingerea că conștientizați responsabilitățile acestei funcții și că dacă noi vom veni aici să realizăm un mic reportaj la finalul mandatului, vă vom găsi mai bucuros. Sperăm din tot sufletul și noi acest lucru și nu ne pun semne de îndoială referitor la realizările care urmează a fi făcute în comunitatea noastră. Da. Stimați telespectatori, noi încheiem micul reportaj de aici, din Vadul Pașii. Noi avem o bucurie mare și nota 10 primarului în funcție, pentru că a deschis ușa emisiunii Viața la Zi, o emisiune care, după cum știți, nu are culoare politică, o emisiune care încearcă să arate realitatea. Lucrurile au stagnat în Vadul Pașii, dar se pare că a venit noul primar și că el face eforturi foarte mari și de convingere a celor din jur să scoată la liman această comunitate Vadul Pașii din județul Buzău. La revedere pe sâmbăta viitoare. Vă mulțumesc!